Ne-am întors în direct, suntem la cocktail, dar vorbim tot despre sport, vorbim despre handbalul buzoian. Am consemnat, e prima înfrângere de acasă a lupilor de la HC, însă urmează un program infernal, a zice, cu Bacău, cu Vaslui, două echipe, hai să zicem, cu care ne-am putea bate, iar apoi vine Steaua și vine și CSM. Da. Patru la ter, așa, crescendo, Steaua și CSM le pune la egalitate totuși, cel puțin la buget. Da, și Baia Mare la fel, tot acolo cu ele. Da, ne așteaptă o deplasare foarte grea la Bacău, echipă cu care am jucat în turneul de pregătire la Bacău, echipă care a plecat foarte bine, a produs prima etapă surpriză, a bătut pe Călăraș, a câștigat la Reșița ieri. Ne așteaptă deci un meci foarte, foarte greu la Bacău, după care iarăși un meci foarte, foarte greu la Buzău cu Vasluiu, care și ei ieri au câștigat, au bătut pe Făgăraș. Foarte, foarte echilibrat, totul va fi foarte, foarte echilibrat. Deci niciun meci nu este câștigat dinainte sau putem spune că avem un meci ușor cu cineva. Cum nici cineva respectiv nu va putea spune că va veni la Buzău și va avea un meci ușor. Vorbeam în pauză, anul trecut, sezonul a început tot așa, a fost un început slab de sezon, până s-au legat relațiile de joc, până mulți dintre băieți și-au dat seama că s-a trecut la alt nivel și cele două eșaloane sunt despărțite așa de un gap valoric. Iar apoi a început o serie care a durat până către play-out, în care toți granzii care veneau la Buzău ieșeau cu vânătăi serioase. Unii dintre ei, eu vorbeam de Timișoara. Timișoara a venit în noiembrie la Buzău după ce bătuse pe Dinamo. La ora aia era cea mai bună echipă din Liga Zibrilor. Corect. A venit la Buzău și vorbeam cu câțiva componenți ai lor după partidă și oamenii erau siderați de ce au găsit aici. Adică nu se aștepta nimeni să găsească, pe lângă valoarea handbalistică pe care eu cel puțin nu pot aprecia, o determinare și de public aminteau jucătorilor. Sigur că da, sigur că da. Meciul cu Timișoara a venit exact. Ei câștigaseră cu Dinamo, cea mai bună echipă a campionatului, așa este, a spus bine, ca dovadă că Dinamo a și câștigat titlul sezonul trecut, iar Timișoara a câștigat Cupa României. Deci două echipe foarte bune. Probabil că au venit și i-am prins un pic pe vârfuri, să spunem așa, după victoria cu Dinamo și poate și un pic obosiți. Noi am jucat ce trebuie, ne-a intrat. Lucrurile s-au legat. Sigur că și publicul, în momentul în care ai un pic de rezultate, sigur că alta este emulația și în sală, dar nu trebuie să omitem și trebuie să avem în continuare răbdare. Meciul cu Timișoara a fost undeva pe sfârșitul lunii noiembrie, dacă nu început de lună decembrie, ceva de genul. Nu mai țin minte exact. A fost nevoie de câteva etape. Sunt niște luni. Sunt niște luni care trec, septembrie, octombrie, noiembrie. Eu sunt ferm convins că jocul nostru va arăta cu totul altfel în momentul în care vor intra și cei doi centri, în momentul în care vor mai trece două, trei luni peste ca relațiile de joc să se omogenizeze și atunci sigur că nu vreau să spun cuvinte mari, dar eu sunt convins că oricine va veni și cu oricine vom avea meci în sală la Buzău, cu un public pe care eu îl știu la Buzău, oricine va avea viață foarte, foarte grea la Buzău. Apropo, cât contează un meci ăsta? Că și atunci mă gândesc că sunt momente în care, în viața unei echipe, în care jucătorii încep să se îndoiască de valoarea lor, de formă și nu intră cu concepția, bă, morim de gât cu ei, așa cum spune românul. Cât contează un meci de ăsta pentru evoluția ulterioară? Foarte mult. Eu știu, mai ales, moral, habar n-am. Foarte mult, foarte mult, mai ales în cazul, în special, în cazul echipelor nou născute sau a jucătorilor tineri. Este extrem de important să ai un
Un declic, așa, moral. Un declic, exact. Să dai un restart cu o treabă de genul ăsta, mai ales în cazul echipelor nou-născute și în cazul sportivilor tineri. S-a observat anul trecut de asemenea la Buzău că, tot așa, după două luni, o lună jumătate, ne băteam cel puțin în sala Romeo Iamandi. Ne băteam de la egal la egal cam cu orice echipă. Inclusiv, iată, cu Steaua Țipte că a făcut un egal. Deși către primăvară. În primăvară, în retur, exact. Adică am făcut egal cu Dinamo, am pierdut foarte strâns. Cu CSM am pierdut un gol. Se întâmplase ceva în viața echipei atunci, ceva pozitiv. Ca dovadă de altfel că în play-out, făcusem o socoteală în play-out, acasă n-am pierdut nimic. N-am pierdut nimic, exact. Asta a fost bănuiesc și salvarea noastră. Absolut. Că... echipa care a pierdut acasă, respectiv Suceava, care a pierdut două meciuri acasă cu Bacău și cu Baia Mare, a retrogradat. Măcar ca număr, lotul în momentul de față este competitiv la nivelul, să zicem, primelor 10 echipe din Liga Zinilor? Sigur că da, și ca și număr și ca și valoare. Repet, zic eu că avem un plus valoare față de anul trecut. Avem jucători, posturile dublate cu jucători mai de valoare. Într-adevăr, schimbul 2, să spunem, jucătorii care intră după bancă sunt tineri și foarte tineri, dar și ei cresc de la an la an. Românul are prost obicei de a-și face calcule înainte, probabil că și înainte de începerea sezonului, dar mai ales acum după două etape, și vorbeam tot cu niște colegi și ne părea rău că a dispărut, de exemplu, a dispărut Universitatea Cluj din peisajul Ligii Zimbrilor. O echipă care a terminat sezonul cu 0 puncte. Da. Cu 0 puncte și măcar ocupa locul la ultim în play-out. Sigur că da, sigur că da. Acum poate că fiind subiectivi, sigur că toată lumea și-ar dori să aibă măcar două echipe mai slabe în ca să intri cu în ligă, puncte în ligă, ca să spui că, bă, astea sunt cam sigur retrogradate, cum a fost anul trecut Clujul, care n-a bătut pe nimeni și știam că un loc deja e ocupat. Dar competiția cu atât e mai frumoasă și va fi mai grea cu cât valorile sunt mai echilibrate și oricine poate să facă surpriză să câștige la adversarul direct. Peșania, cum l-ați convins să vină la Buzău? A fost așa unul dintre primele transferuri făcute de Buzău de vreme, undeva în luna iunie parcă a venit. În iulie. El avea un contract cu Timișoara care îi expira acum în vară. Zic eu că poate este jucătorul care poate fi decisiv în anumite momente, noi fiind o echipă care nu avem o forță de aruncare foarte, nu aveam o forță de aruncare foarte mare de afară. Singurul jucător care mai avea execuții de afară fiind interul dreapta Nosrati, am spus că ar fi extraordinar de bine să mai avem încă o gură de tun pe interul stâng și am zis că experiența și valoarea Lușania ne va ajuta să aducem un plus valoare echipei, iar eu în continuare am încredere în valoarea și în experiența lui că o să ne ajute atunci când trebuie. Deocamdată nu este încă foarte adaptat la echipă, se vede că este nou venit până se va înțelege cu colegii. Lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să avem răbdare ca jocul să omogenizeze și ca relațiile de joc să meargă. Cu Reșița e intrat, a dat 9 goluri. Aseară, sigur, a fost motor. Mai subțire. Sigur, aseară n-a făcut meciul carierei, că lumea era supărată. Acum, dacă l-am adus pe Șania, lumea așteaptă să vină să dea câte 10 goluri în fiecare meci. Nu o să se poată întâmpla așa. Nu o să se poată întâmpla așa, pentru că și adversarii își iau măsuri. La cine își iau măsuri? În primul rând, la Șania, la Nosrati, că ei sunt tunarii. Nosrati, trebuie să spun, e jucătorul meu preferat de la Buzău, nu știu de ce. Are stânga aia de... se stinge curentul când dă la poartă. Probabil datorită execuțiilor, exact, că are niște calități extraordinare. Dar
El a încercat aseară, a dat vreo două goluri, nu i-a intrat, bacă, a prins o poartă, bacă, a dat în bară și el văzând că nu intră, a preferat să atace și să-și pună jocul în slujba echipei. Sigur că toți ne doream ca să dea și Șania, cum a dat la Reșița, 9 goluri, dar nu se poate întâmpla la fiecare meci să vină să dea 10 goluri Șania. Nici Maradona nu dea câte 3 goluri pe meci. Absolut, evident, absolut. Bănuiesc că și cu Nozrati, după primul sezon, a avut oferte. Chiar dacă era sau nu, dacă expira contractul sau nu. Adică s-a interesat lumea de... Nu, pe Nozrati... Era și internațional, era cunoscut, era un nume cunoscut. Pe Nozrati l-am semnat din prima pe 2 ani și de-aia am stat liniștit. Și nu v-a întrebat nimeni? Așa, eu nu pot să cred că n-a venit nimeni, n-a sunat nimeni la Buzău să vă întrebe. N-a sunat. Da. Sunt tentat să nu vă cred... Oricum, unul dintre câștigurile, tot așa, el a venit și parcă n-a jucat primele 2-3 meciuri, avea probleme cu viza. Da, da, da. Se întrebea lumea pentru, bă, dar ce l-au adus pe ăsta? Și după aia l-a văzut lumea. Se vede și cine nu se pricepe la handbal, ca mine, că e un jucător cu totul și cu totul special pentru Buzău. Vreau să-mi spuneți cam cu câți jucători ați negociat în vară, că bănuiesc că Iliodor Voica și-ar mai fi dorit așa. Deși știm că e greu să aduci jucători, mai ales într-un oraș ca Buzău, care nu e foarte ofertant. Pe distracție, altfel se duce jucătorul la Timișoara sau chiar și la Cluj, altfel vine la Buzău. Bănuiesc că a fost întreaga agenda așa. Au plecat 8 jucători, am adus 7. Ce ne-am propus și ce am putut... am realizat. Deci eu zic că am bifat cam 90% din transferurile pe care noi ni le-am propus. A Soltanei a fost, să zicem, cea mai mare pierdere? A Soltanei a fost cea mai mare pierdere ca și valoare intrinsecă a jucătorului. Trebuie să spunem că anul trecut a fost o palmă dată lui Dinamo, care scăpase destul, se debazarsase destul de ușor de el. El a fost împrumutat de Dinamo la Turda și de acolo am reușit să-l aducem la Buzău. Probabil și datorită faptului că era antrenor Eliodor Voica, cu care el lucrase la Dinamo cu un an în urmă. Am văzut acum, Potaița să merge bine la pe început de sezon și au 2-2. Au câștigat 2 meciuri, au avut un meci cu un scandal imens acasă, am înțeles că i-au condus CSM-ul cu 7-8 goluri, au revenit și au câștigat la un gol. Înțeles că sunt 6 etape sau 6 luni de suspendare pentru arbitrii de la meciul respectiv. Da, acum au câștigat la Constanța. Da, vedem, mă uitam așa cu un ochi și la imagine de seară. Din păcate foarte cald în sală, chiar vă mărturiseam așa, în pauză, că cei care au venit la meciul fetelor din Liga Florilor, probabil că mulți dintre ei n-au venit aseară de teama căldurii, pentru că e o adevărată saună în sala asta. Bine, condițiile sunt așa cum sunt. Sala a fost construită în anii 80, când se punea mai puțin accent pe confortul spectatorilor, dar și al gladiatorilor de pe parchet. Totuși, publicul a fost și a rămas asta. În ciuda faptului că la un moment dat se distanțaseră cei din Focșani, publicul a rămas în tribune. Ceea mi se pare un gest așa de cunoscător mai mult decât de plebeu de la să veni să vadă circ. Eu am mai spus-o și o să o spun încă o dată. La Buzău este public cunoscător de handbal. Acum, cei care într-adevăr cunosc handbal și apreciază spectacolul, sigur că au plecat dezamăgiți de rezultat. Dar... Noi ne-am bătut și am încercat să facem tot ce a depins de noi ca să câștigăm meciul. Nu a fost un meci pe care să te lase să pleci acasă. Nu, în afară de exceptând ultimele 2-3 minute în care lucrurile erau deja clare. Apropo, de-aia ziceam, cum e să fii aplaudat după ce pierzi un meci? Este cel mai frumos din punctul meu de vedere. În momentul în care asta le-am spus întotdeauna sportivilor mei, în momentul în care faci tot ce a depins de tine și te bați, așa e la sport. Unul pierde, unul câștigă. Dar în momentul în care veți face treaba asta și lumea
te aplaudă la sfârșit dacă ai pierdut, asta nu trebuie decât să-ți facă, să ți se facă pielea de găină pe tine și să pleci cu fruntea sus la vestiar, pentru că înseamnă că lumea te-a apreciat pentru ce ai făcut. Da, treceam în revistă așa următoarele meciuri. Între timp au și venit câteva mesaje, ne întreabă cineva, probabil că știe programul, tocmai l-am citit, de Baia Mare, eu adusesem aminte următoarele patru echipe cu care jucăm, vine și vom juca și cu Minaur. La Baia Mare. Da, o echipă istorică până la urmă, toată lumea știe de Baia Mare, uite, vedem și copiii în tribune, vine și generația tânără, ne facem așa un plan, să zicem, luăm 6 puncte din 15 posibile sau luăm fiecare meci, abordăm sintagma aia, ne gândim numai la meciul următor și che sera sera după. Eu zic că este sfântă este abordarea asta pe care a spus-o dumneavoastră acum. Haideți să luăm, că cel mai important meci este cel care urmează. Haideți să le luăm pas cu pas, să le luăm felie cu felie, să mâncăm pepenele felie cu felie și să pregătim fiecare meci în parte. Noi vom încerca la fiecare meci să câștigăm. Despre Bacău se știe că e o echipă care poate fi bătută. I-am bătut anul trecut în play-off, tot așa am revenit acasă. S-au întărit foarte mult în această vară. Între timp asta e că toate echipele s-au întărit. Au luat doi jucători de la Constanța, Țărnoglavaț și Saldațenca, doi jucători de echipa națională a Serbiei și a... Îmi scapă acum Saldațenca ce naționalitate are. Portarul naționalei. Sună așa, ceh. În fine. Da. Și nu va fi o echipă, mai ales că văd că au și plecat foarte bine. Nu va fi un meci ușor la Bacău. Fiind și pe teren propriu, zic eu că pleacă poate cu prima șansă Bacău, dar nu ne vom duce să pierdem la Bacău cu siguranță. Apoi vine Vasluiu. Apoi vine Vasluiul aici. E o partidă abordabilă. Sigur, o partidă care zic eu că e cu o echipă de valoarea noastră și pe care zic eu că trebuie să o câștigăm. Bănuiesc că și Vasluiu, după ce au promovat, au transferat. Au transferat, au luat de la Dinamo jucători, au luat, sigur, sunt întăriți. Plus că ei practic nu retrogradaseră cu un an în urmă. S-au mutat de pe un club pe celălalt și a trebuit să o ia de la Liga Inferioară. Dar au păstrat 80% din jucătorii cu care ei au fost la Ligă. Și acum au mai venit cu 3-4 transferuri și tot așa, sunt echipă care joacă de 3-4 ani împreună. Da, eu dau așa un pronostic, pentru că în general cei care nu se pricep dau pronosticuri. Cei care se pricep la sport sunt mai rezervați, din următoarele două meciuri obținem cel puțin 3 puncte, ca să nu zic 4. Deși la handball e mai greu cu egalul, rezultate de egalitate am avut etapa trecută la fete. Nu știu la băieți că nu m-am uitat doar la noi. 3 puncte sunt aproape sigure. Asta este pronosticul meu și să sperăm că nu dau kicks. Să nu fie mai multe, a zice eu. Georgian Băducu, mulțumim mult pentru prezența la emisiune. Știu că ați venit în timpul antrenamentului. Baftă mult la Bacău și acasă cu Vasluiu și apoi o mai vedea. Și evident cu tot lotul valid, dacă se poate. Deși și asta este o sună oarecum utopic. Mulțumesc frumos pentru tot și mulțumesc pe această cale publicului publicul care aseară a fost prezent în sala sporturilor și pe care îi rog să vină în continuare alături de echipă, să ne susțină în continuare, pentru că zic eu că vor avea și satisfacții. Da, apropo de public, trebuie să spunem că HC Buzău a pus pe accountul de Facebook, a stabilit și condițiile de achiziționare ale abonamentelor și puteți găsi acolo toate detaliile, cât și prețurile biletelor din sezon. Aici punem punct ediției de azi a emisiunii Cocktail. În câteva minute, colega Magda Ionescu cu Dare Buzoianului. Noi ne vedem luni.